Poliția municipiului Drobeta Turnu Severin a fost sesizată de un participant la trafic cu privire la faptul că pe Bulevardul Revoluției în municipiu s-a produs un accident rutier, soldat cu victime omenești. Un tânăr ce se deplasa cu o trotinetă electrică a fost acroșat de un autoturism. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul biroului rutier care, în urma verificărilor efectuate, au stabilit faptul că un tânăr de 16 ani, în timp ce se deplasa cu o trotinetă electrică pe Bulevardul Revoluției, a fost acroșat de un autoturism condus de un bărbat de 27 de ani. Poliția municipiului Drobeta Turnu Severin a fost sesizată de un participant la trafic cu privire la faptul că pe Bulevardul Revoluției, în municipiu, s-a produs un accident rutier soldat cu victime omenești. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul biroului rutier, care, în urma verificărilor efectuate, au stabilit că un tânăr de 16 ani, în timp ce se deplasa cu o trotinetă electrică pe Bulevardul Revoluției, a fost acroșat de un autoturism condus de un bărbat de 27 de ani. Din accident a rezultat vătămarea corporală a tânărului de 16 ani, care a fost transportat la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. A avut loc un accident rutier în Drobeta Turnu Severin, la generalul numărul 14, mai exact, un tânăr de 15 ani a fost lovit de un autoturism. În urma accidentului, tânărul prezenta traumatism craniofacial, escoriații la nivelul feței, fiind conștient cooperant. I s-au acordat primele îngrijiri medicale la fața locului, apoi a fost transportat la spital pentru evaluări suplimentare. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.